Seara, dragii mei, bine ați venit și revenit la un nou video cu Cato. Astăzi am să vă lecturez un articol publicat pe platforma Patreon și Buy Me a Coffee, articol despre acufene și tinnitusul. Da? Ce sunt acufenele și tinnitusul? Este un subiect interesant, un subiect care am văzut pe diferite grupuri Facebook pe care intru, destul de multă lume cere informații despre aceste sunete interne, da, deci sunt niște sunete interne care se aud. Am intrat și am și un istoric legat de asta, am intrat și pe site-uri medicale, da, să văd ce sunt, sunt tot felul de păreri, dar nu există ceva așa unanim acceptat, tocmai pentru faptul că este oarecum un sunet subiectiv, să zicem, da? Mai greu de descris, e greu de descris intensitatea, nu există un aparat cu care să-l poți înregistra, acest tinnitus, da? Unele din sunete care sunt efectiv organice, da, și sunt produse, da, în ureche, să spunem, în cauza urechii, pot fi înregistrate, da, sunt o gamă foarte, foarte redusă din toată gama asta de sunete care pot fi auzite, da. Deci ce sunt acufenele și tinnitusul? În principiu este vorba cam de același lucru, de fapt, uneori găsit sub conceptul denumirea de acufene, alteori sub tinnitus, că tinnitusul este denumirea, conceptul mai folosit în punct de vedere medical. Da? Deci am fost interesat de acest subiect din două motive principale. Unul este că multe persoane au cerut explicații în legătură cu el pe diferite grupuri Facebook în care sunt și eu membru. Al doilea motiv este că eu însumi am un tinnitus mai pronunțat în ultimul timp și m-am gândit să mă documentez mai bine despre acest fenomen, ce este mai exact și care sunt cauzele sale. Da, mai nou, cam, nu știu, mai pregnant în ultimul an sau ultimii doi ani, ceva de genul. Acum parcă e mai pregnant decât acum doi ani, în orice caz. Deci la mine povestea asta cu tinnitusul este mai veche și a început acum vreo 30 de ani, da? Deci am 54 de ani la ora actuală, undeva pe la 20 și ceva de ani, nu mai țin minte exact, nu stau acum să sap, dar am început să practic yoga, da? Deci au trecut cam 30 de ani de atunci. Practicam yoga și mai precis, da, prin anul 3 de practică, când a venit vorba de sunetele interne și perceperea lor. Era vorba acolo de metode și tehnici de a conștientiza sunetul intern. Da, deci are o anumită denumire. Am să tratez și din punct de vedere yoga despre sunetele interne, aceste sunete, exerciții, metode, tehnici, de ce, cum le folosesc, cum se folosește în yoga, ce meditații, da? Și mai departe, va fi un articol pentru membrii. Deci sunetul are o importanță deosebită în yoga și alte sisteme spirituale, iar sunetul intern ocupă un domeniu special. Da? Nada este un cuvânt, un termen pentru sunetul divin sau cosmic, auzirea muzicii sau sunetele cerești, cu un simț spiritual interior al auzului transcendental. Da? Deci este vorba de dezvoltarea, să zicem, capacității de percepție a sunetelor interne, sunetelor, care cumva, să zicem, probabil că există sub forma subliminală a lui, da? Ceva în genul ăsta și este dezvoltată capacitatea de a percepe acest subliminal, cum ar veni, da? Nada yoga, deci este o ramură, da? Yoga, curent, nada yoga se ocupă cu meditația interioară a sunetului.
Da, deci sunt o fel, metode și practici, da? Legate de sunet. Unul din textele în care se vorbește despre asta este Nada Bindu Upanishad din Rig Veda. Nada Veda este foarte veche, fiind menționată în scripturi precum Rig Veda, care datează din secolul al III-lea înaintea erei noastre, înaintea de Hristos, în formă scrisă, deși a fost transmisă oral cu mult înainte. Da? Deci nu se știe cât a durat transmiterea orală, da? În aceste învățături. Acolo se spune că meditând la nada sau sunetele sacre interioare, se poate transcende identificarea cu corpul și cu mintea și să se experimenteze prin diferite mijloace stările transcendentale ale samadhi. Despre latura spirituală a sunetelor interne voi vorbi în alt articol, în cel de față mă voi referi la modul în care ele sunt percepute și tratate din punct de vedere medical prin termenii acufene și tinnitus. Da? Deci nu spun că e același lucru, dar după câte țin minte, da, la yoga era vorba că instrucțiile primite, când dacă ți acoperi foarte bine urechile și te concentrezi foarte profund, poți începe să audi acest sunet intern, da? Deci eu când îmi acopeream urechile și în liniște, da, stăteam perfectă liniște, auzeam, de fapt, exact același sunet care acum îl aud, e ca un țiuit foarte înalt. Nu pot spune exact dacă e o singură frecvență, parcă nu e o singură frecvență totuși. Da, e foarte interesant, deși acum îl aud, deci mai pregnant seara, de exemplu. Da, probabil că marea majoritate dintre voi, dacă vă astupați bine urechile, de exemplu, eu astupam și apăsam aici și puneam și lobul urechii, da? Trăgeam lobul urechii, îl puneam și ăsta peste ureche, da? Să se înfunde așa bine de două ori. Da? Și stând în liniște, așa se vede un țiuit, un țiuit înalt, așa că nu știu cu ce îl pot asemăna. Acum că este organic, fiziologic, ce natură o fi, tot felul de discuții, dar în orice caz, prin tehnici, metode de yoga, se poate dezvolta percepția ca și cum ai folosi simțul auditiv să intri într-o lume a sunetelor, să spunem, da? Ok, asta voi dezvolta în alt articol, da? Să continuăm. Punctul de vedere, să zicem, medical, psihologic. Deci cum sunt definite aceste sunete interne? Da? Multă lume se plânge de faptul că aude un sunet sau un zgomot. Da? Sunet când e ceva continuu, zgomot când este poate să fluctueze, da? Să nu fie un singur sunet, o singură frecvență continuă cum aud eu, ci să fie un zgomot, adică după un tipar care este, cum să zicem, nu este melodic, să spunem așa, da? Este deranjant, da? Zgomot. Mai ales când este foarte liniște, de exemplu, un dormitor la culcare, da? De regulă, eu așa am început să percep, când mă culc, când este foarte liniște și te culci, poate că are vreo influență și faptul când stai întins, da, să-l auzi mai bine, mai ales dacă te culci și pe ureche și ai o ureche înfundată, când se aude mai bine, da? Acest sunet sau zgomot intern poate fi atât de deranjant și obsedant încât să nu te lase să dormi, să-ți producă insomnie, anxietate și chiar depresie. Da? Deci nu mă refer la ceea ce aud eu, ci există o gamă mai largă de sunete interne. Da? Tinnitusul și acufenele reprezintă termenii medicali ce denumesc auzirea unui sunet atunci când nicio sursă externă nu este prezentă.
Da? Tinnitusul este termenul mai des folosit, provine din latinescul tinire, care înseamnă a suna. Așa, o clasificare comună a tinnitusului este acufen subiectiv și obiectiv. Deci tinnitusul este de obicei subiectiv, ceea ce înseamnă că sunetele pe care le aude o persoană nu sunt detectabile prin mijloace disponibile în prezent pentru medici și tehnicieni auditivi. Acufenele subiective au mai fost numite tinnitus aurium, non-auditive sau non-vibratory tinnitus. În cazuri rare, tinnitusul poate fi auzit de altcineva folosind un stetoscop. Da, deci subiectiv e la fel ca o halucinație, ca o halucinație auditivă, da? Nu-l auzi cu nimic, ori microfoane, poți să pui microfoane sensibile, sau asta nu este un zgomot provocat de ceva organic, intern, deci în jurul urechii sau în ureche, sau da, în general vorbind, da, deci nu poate fi pus în evidență cu aparatură, nu-l aude nimeni altul, numai tu îl auzi. Ca un fel de halucinație auditivă, să zicem, da? Deci poate să fie, de exemplu, una din ce îmi vine în minte acum, poate să fie o sinestezie, de exemplu, da? Sinestezie, adică semnalul de la o cale perceptivă, la un moment dat se iradiază, să zicem, dar este preluat de acea, deci auditiv, preiei alte semnale, da? Semnale de la altă cale perceptivă, da? E ca și cum vezi, percepi sunetele colorate, da? Sau percepi sunete calde reci, da? Deci asta e caz mai uzual, da? Modul în care zicem culori reci, pardon. Și la sunete, ăsta la culori mai pregnant, da? Culori calde, culori reci, da? Deci rece, cald, țin de simțul perceptiv, da? Simți termic, da? La nivelul pielii, cald, rece. Culorile, da, vezi, culorile țin de simțul vizual, da, și atunci ca și o sinestezie, o culoare îți dă o senzație de rece, senzație corporală, tactilă, da, deci asta s-ar referi sinestezia, deși aici poate să fie cumva, deci la un nivel sinestezie de genul ăsta, să auzi cumva auditiv, stimul, influx nervos, ceva de genul ăsta, da? Deci poate să fie fiziologic, dar subiectiv, da? Deci nu se aude în afară, nu e un sunet obiectiv, să zicem, da? Așa, și mai rar, în unele cazuri, poate fi măsurată ca o emisie autoacustică spontană, prescurtat SOAE, în canalul urechii. Da, probabil autoacustică, produsă de otoliții din urechea internă, probabil. Acesta este clasificat ca tinnitus obiectiv, numit și pseudoacufene sau tinnitus vibrator, da? Deci probabil din cauza vibrației otoliților din urechea internă. Deci tinnitusul este perceput ca un sunet intern care are o sursă internă, da? Afectează aproximativ 10-15% dintre oameni, deci destul de mult. Și probabil că cu vârsta se pare că devine tot mai pregnant. Da? Majoritatea îl tolerează bine și este o problemă semnificativă doar la 1-2% dintre oameni. În general, putem spune că dacă acest sunet intern devine deranjant, el poate fi considerat un simptom privind prezența unei tulburări sau disfuncții somatice sau psihice. Deci trebuie acordat atenție acestui sunet intern, deoarece el poate contribui la o diagnosticare dacă este interpretat în mod corect drept simptom. Da? Deci cum e exemplu la
poate să fie amplificat din când m-am uitat pe mai multe site-uri, mai multe păreri, în exemplu la cei care au probleme cu tensiunea, da? Și o să vedeți, sunt tot felul de tulburări care produc tinnitus, da? Deci poate fi, în foarte multe caze, poate fi interpretat drept simptom, da? Și atunci e bine să îți dai seama că ai o problemă, nu știu, ți-a scăzut, a crescut tensiunea sau, da? Sau altceva, sau o problemă chiar fiziologică, cea în urechea internă, poate să fie și urechea înfundată și atunci să auzi mai bine ceea ce nu auzeai fiind așa subliminal, da? Poate să și preseze cerumenul care se produce în ureche, da? Să preseze cumva și pe urechea internă și să se producă, probabil. Deci sunt multe cauze, o să vedem mai jos. Deci vorbim de normalitate și anormalitate, adică de patologie, este bine de știut faptul că orice om poate experimenta un tinnitus normal, slab, într-un mediu complet liniștit, mai ales dacă își astupă bine urechile cu palmele. Da? Deci probabil când ți se înfundă urechile, atunci observat iar când, nu știu, în mașină, în diferite medii, dacă ți înfundă urechile, atunci devine, în ce caz, mai pregnant decât obișnuit. Deci poți testa asta, vei percepe un fel de țiuit slab de o frecvență foarte înaltă. Este deci un sunet normal, organic, dar devine anormal dacă începi să-l percepi prea tare sau dacă începi să auzi alt fel de sunete interne decât acest țiuit normal. Tinnitusul, ca termen medical, denotă orice fel de sunet intern, toată varietatea de sunete interne ce pot apărea în diferite condiții normale sau patologice. De obicei este îngrijorător numai dacă el devine deranjant sau interferează cu auzul normal sau este corelat cu alte probleme de sănătate. Deci experimentul de mai sus cu acoperirea urechilor trebuie să-ți dea de înțeles faptul că dacă ai o ureche sau amândouă înfundate, vei auzi în mod normal acest țiuit mai tare. Da, deci, în mod logic, de exemplu, mama mea, Dumnezeu să o odihnească, în ultima perioadă a vieții avea secreta mult cerumen, da? Se înfunda urechile foarte rapid și ea auzea tinnitusul ăsta foarte deranjant și auzea și pulsul, și auzea, da? Deci, și asta e o chestie, cu cât ai mai înfundate urechile și probabil că cerumenul care se, acea ceară, da, cum zicem, care se adună în urechi, probabil că la un moment dat începe să și preseze pe urechea internă, otoliții, ceva se întâmplă și probabil că se și produce un sunet așa, caracteristic fiziologic, da. Deci, în mod logic, primul remediu ar fi să verifici dacă ai vreo ureche înfundată și să o cureți bine cu jet de apă caldă și săpun până la desfundarea ei completă. Există în farmacii și spray-uri cu soluții speciale, spray-uri din ureche, lași să dizolve soluția cerumenul, dacă acel dop de ceară din ureche, apoi cureți bine cu bețișoare de urechi sau șervețel moale și speli bine cu apă caldă și săpun. Cum verifici practic dacă ai vreo ureche înfundată și dacă ai desfundat-o? Freacă ușor două degete cât mai aproape de ureche, de exemplu eu așa fac, frec ușor, fin, și observă dacă auzi bine zgomotul produs de frecarea lor. Da, deci să fie liniște și freci ușor, fără să apeși pe degete, chiar lângă ureche. Deci trebuie să auzi bine faptul că degetele se freacă, da? Dacă nu le auzi sau le auzi slab, vezi la amândouă urechile, vei sesiza. Vei sesiza dacă la una din ele se aude mai tare, da? Le freci în același fel. Dacă una se aude mai încet, ai o problemă cu acea ureche. Ori e un pic înfundată, oricine știe ceva ai, da? Și dacă nu le auzi bine sau deloc, înseamnă că ai urechea încă înfundată.
Dar deci mama mea, de exemplu, nu auzea când plecam. Îmi spunea să frece și ea și nu auzea deloc. Deci urechile erau bine înfundate, da? Acest cer umen este secretat continuu în urechi și de aceea trebuie curățat în permanență la fiecare duș sau baie pe care o faci, cel puțin o dată pe săptămână, da? Deci se adună, se secretă acolo în ureche și, normal, e așa, cumva mai uleios și asta trebuie cu apă caldă, apă caldă și săpun. Dacă este mai înfundată prea tare, eu am folosit acum nu știu câți ani, am avut o problemă, nu știu de ce, răcit sau ceva, îmi secreta o ureche foarte tare, mi s-a înfundat, n-am reușit să desfund în mod normal și efectiv am făcut eu un dispozitiv. Dacă mergi la orele, țin minte că am fost când eram copil, m-au dus și avea o seringă așa mare și cu seringa aia au pus-o în ureche și au tras dopul. Da. Țin minte că m-a durut tare urechea și nu mi-aș place să repet. După aceea am spălat așa cum jet și asta, da, nu mi-ar place să repet acea experiență de stragă. E un pic traumatizantă. Că m-au și durut, am simțit și durere în ureche și asta. Da, mi-am făcut, de exemplu, cu un furtun la care am adaptat un fel de ștuț, deci să se comprime apa, da? Deci gaura să devină mai subțire, da? Decât apa și reglezi apa de la... Deci furtunul să intre pe țeava de la robinet, da, îl ții și ții acel jet de apă, îl ții în ureche, da? Să băbată în ureche, dar nu foarte tare, să nu-ți produce o leziune, da? Deci să nu fie jet foarte tare, da? Ții permanent apă caldă, și jetul încet, încet își va face, se va curăța și o să vezi că încep să iasă din dopurile acelea de ceară, da? Iese ca un clei, așa, nu știu cum să zic, da? Când ai urechea foarte înfundată. Altă metodă ar fi să spray-uri speciale pentru urechi, în care trebuie să spreiezi. Acel spray dizolvă acea ceară, dar după aceea îi de curățat, da, cu ceva, eventual pui jet de apă și să se spele bine, da? În orice caz, treci ușor, vezi dacă auzi, asta e exercițiul cel mai simplu, da, să vezi dacă ți-e înfundată sau nu urechea. Deci cum sunt, cum se manifestă, da, aceste sunete. Tinnitusul poate fi perceput în o ureche, în ambele urechi sau mai central în cap, da? Deci eu nu-l aud mai pregnant la ureche, e ca și cum nu-l aud în ureche, e ca și cum l-aș auzi undeva indefinit, dar undeva înăuntru un în cap, cumva, da? O să zic că localiza cumva la urechi, cum sunetele, da? Acest tinnitus. Dar dacă ai recent, am scris mai jos după ce am scris acest articol, am scris luna trecută cu luna în urmă și acum vreo 2 săptămâni am avut chiar un tinnitus special. N-am avut niciodată în viața mea așa ce a început să-mi aud pulsul în urechea dreaptă, da? Deci m-a și speriat un pic. Am crezut că am o problemă cea cu circulația, cum asta. Culmea era că frecam de degetele și auzea bine, nu, părea că nu-i înfundată. Am stat 2 zile așa să văd dacă trece de la sine, nu a trecut. După ce am trecut la duș cu jet, da, duș din acela cu pară care se poate regla și pe jet sau să împrăștie. Și de vreo 10 ori, da, am tot spălat cu săpun, am pus dușul cu apă caldă, iar săpun iar. Și după aceea a revenit. Deci, probabil că a fost tot din cauza unei secreții ceva, da? Dar era foarte deranjant și așa îți dă o stare de anxietate, da? Să-ți auzi pulsul în ureche. Deci, numai în urechea dreaptă și se auzea ca un zgomot înfundat. Ok.
Deci cel mai des este descris ca un zgomot de fond de genul unui țiuit continuu, așa cum aud eu, de frecvență înaltă, în cap, dar se poate manifesta și sub alte diferite forme, ca un clic, ticăit, șuierat, bâzuit, sfârâit, vuiet, pulsatil, adică pulsează, așa mai departe. Deci există, se pare, o varietate, da, de forme sub care se poate manifesta acest tinnitus. Poate fi intermitent sau continuu, deci să pornească, să se oprească sau să-l auzi în continuu. Eu l-aud în continuu, da, n-are fluctuații, n-are perioade în care se oprească, au dânțivit continuu. Sunetul poate varia de la un zgomot de fundal liniștit la unul care se aude chiar și la sunete externe puternice, deci ca intensitate. O versiune mai rară o reprezintă vocile interne sau muzica estompate, subiectiv de tipul halucinațiilor auditive. Da, aici este o... Sunt, există un fenomen, un fel de remanență, da? Am văzut, am studiat un pic când îți rămâne ca și cum îți rămâne o muzică în gând, ciudat așa, o melodie obsedantă, și tot auzi un tip ciudat, nu știu, nu l-aș încadra la tinnitus, da? Dar la unii rămâne pregnant, poate să rămână și câteva zile, da? Ca și cum tot aude, au auzit o muzică sau le vine, tot aud acea melodie, da? O melodie pe care, să știi bine, ai auzit-o. Sunetul poate fi slab sau tare, cu tonalitate joasă sau ridicată. Da? Deci tonalitatea, la când auzeam pulsul, era joasă, așa un zgomot înfundat, un sunet cumva înfundat, jos, așa mai bas. Tinnitusul care îl aud eu e un țiuit așa foarte înalt. Și la unii oameni, sunetul poate interfera în mod deranjant cu atenția, concentrarea, relaxarea, ducând chiar la insomnie. Și deoarece îți afectează somnul, odihna, te conduce la anxietate și depresie. Da? Nu te mai poți odihni, deranjant și e problematic. Deci care sunt cauzele? Tinnitus nu este o boală, ci un simptom care poate rezulta din numeroase cauze. Tinnitusul este un simptom care poate rezulta din diverse cauze subiacente și poate fi generat la orice nivel al sistemului auditiv și al structurilor dincolo de acest sistem. Tinnitusul este de obicei asociat cu un grad de pierdere a auzului și cu scăderea înțelegerii vorbirii în medii zgomotoase. Cele mai frecvente cauze sunt afectarea auzului, pierderea auzului indusă de zgomot sau pierderea auzului legată de vârstă cunoscută sub numele de presbicuzie. Deci, probabil la persoanele mai în vârstă este indus, da, de pierderea auzului, da? Când începi să nu mai auzi bine, ca și cum auzi mai bine acest tinnitus. Un studiu populațional al pierderii auzului la adulții cu vârstă cuprinsă între 48 și 92 de ani a constatat că tinnitusul avea o prevalență de 8,2% la momentul inițial și o incidență de 5,7% pe parcursul unei urmăriri de 5 ani. Prevalența tinnitusului crește odată cu vârsta. Alte cauze posibile includ infecții ale urechii, boli ale inimii sau vaselor de sânge, boala Meniere, tumori cerebrale, expunerea la anumite medicamente, o leziune anterioară a capului, ceară în urechi, acel cerumen, da? Care nu este curățat, îndepărtat. Tinnitusul poate apărea brusc în timpul unei perioade de stres emoțional. Este mai frecvent la cei cu depresie. Deci asta e o chestie interesantă. S-a observat creșteri în intensitatea zgomotelor din ureche ca urmare a consumului ridicat de cafea, vin roșu, mâncăruri foarte condimentate. Este recomandată evitarea acestora o perioadă de timp. Da? Că crește tensiunea. Asta am găsit factor corelant la creșterea tensiunii.
tinnitusul la multe cazuri. La unii oameni, intensitatea poate fi modificată de mișcările umărului, gâtului, capului, limbii, maxilarului sau ochilor. De asemenea, intensitatea poate varia de la un pacient la altul. Da, deja în persoane spuneau probleme la cu coloana, da? Și ca simptom aveau tinnitus, da? Probleme cervicale, în special ce legat de coloană, asta care a generat tinnitus. Tipul numit tinnitus obiectiv se caracterizează prin auzirea sunetelor proprii contracții ale mușchilor sau ale pulsului, care sunt de obicei rezultatul sunetelor create de mișcarea mușchilor în apropierea urechii sau sunetelor legate de fluxul sanguin din gât sau față. Da, cum a fost la mine. La mine se pare că era, a fost, da, clar, cumva un fundare ceva a urechii, da? Probabil din cauza cerumenului. S-a constatat că, în general, prevalența crește odată cu vârsta la adulți. Tinnitusul subiectiv este cel mai frecvent tip de tinnitus. Poate avea multe cauze posibile, dar cel mai frecvent rezultă din pierderea auzului. Când tinnitusul este cauzat de tulburări ale urechii interne sau ale nervului auditiv, acesta poate fi numit otic, din cuvântul grecesc pentru ureche. Aceste afecțiuni otolitice sau neurologice le includ pe cele declanșate de infecții, medicamente sau traume. O cauză frecventă este expunerea traumatică la zgomot, care dăunează celulelor din urechea internă. Da, deci acest țiuit al urechilor, da, mergeam pe vremuri la discotecă, da? Așa, când stăteam, mai ales când stăteam lângă o boxă care suna mai tare mai mult timp, da? Și după aceea, deci îți pierdeai auzul, aveai o deficiență de auz, nu mai auzeai bine, da? Auzeai un țiuit, așa, da? Deci ceea ce aude este cumva asemănător cu acea senzație. Când nu pare să existe o legătură cu o tulburare a urechii interne sau a nervului auditiv, tinnitusul mai poate fi numit non-otic, adică nu otic. În aproximativ 30% din cazurile de tinnitus, tinnitusul este influențat de sistemul somatosenzorial. De exemplu, oamenii își pot crește sau scădea tinnitusul prin mișcarea feței, a capului sau a gâtului. Acest tip se numește tinnitus somatic sau craniocervical, deoarece numai mișcările capului sau gâtului au efect. Da? Deci un gât blocat, mușchi blocați, tensiune, probabil după un pic de încălzire, de antrenament, da? Probabil dispare ca o tensiune, probabil în regiunea cefei, a mușchilor, asta care cumva, cauza tensiunii musculare, probabil se poate și asta declanșa un tinnitus. Există un număr tot mai mare de dovezi care sugerează că unele tinnitus sunt o consecință a modificărilor neuroplastice ale căii auditive centrale. Se presupune că aceste modificări rezultă dintr-un input senzorial perturbat cauzat de pierderea auzului. Pierderea auzului ar putea provoca un răspuns homeostatic al neuronilor din sistemul auditiv central și, prin urmare, poate provoca tinnitus. Cea mai frecventă cauză a tinnitusului este pierderea auzului, da? Statistic. Pierderea auzului poate avea multe cauze diferite, dar printre cei cu tinnitus, cauza majoră este leziunea cochleară. Medicamentele ototoxice, da, sunt medicamente care afectează urechea, nu? Pot provoca de asemenea tinnitus subiectiv, deoarece pot provoca pierderea auzului sau pot crește daunele cauzate de expunerea la zgomot puternic. Aceste daune pot apărea chiar și la doze care nu sunt considerate ototoxice. S-a raportat că peste 260 de medicamente cauzează tinnitus ca efect secundar, da? De reținut. Peste 260 de medicamente cauzează tinnitus ca efect secundar. Deci dacă eu nu iau medicamente deloc,
Dar dacă aveți tinnitus la un moment dat, mai ales când dacă se instalează brusc sau asta, citiți prospectul medicamentelor, da? Dacă luați ce a regulat sau ați luat recent ceva, să vedeți posibil și de acolo, de la medicamente. În multe cazuri însă nu a putut fi identificată nicio cauză subiacentă. Tinnitusul poate apărea și din cauza întreruperii dozelor terapeutice de benzodiazepine. Uneori poate fi un simptom prelungit al sevrajului benzodiazepinelor și poate persista mai multe luni. Acum, factorii asociați cu tinnitus, aici sunt o grămadă de factori, trecem în revistă. Deci includ probleme ale urechii și pierderea auzului. Aici avem hipoacuzie conductivă, șoc acustic, zgomot puternic sau muzică, efuziunea urechii medii, otită, otoscleroza, disfuncția trompei lui Eustachiu, pierderea auzului neurosenzorial, zgomot excesiv sau puternic, de exemplu traumatisme acustice, presbicuzie, pierderea auzului asociată vârstei, boala Meniere, hidropsendolimfatic, dehiscența canalului superior, neuroma acustic, otrăvire cu mercur sau plumb, medicamente ototoxice. După avem la tulburări neurologice, avem malformația Arnold Chiari, scleroză multiplă, lovitură la cap, arterita cu celule gigantice, disfuncție articularei temporomandibulare. După aceea, la tulburări metabolice avem deficit de vitamina B12, anemie prin deficit de fier, la tulburări psihice, în depresie, tulburări de anxietate și alți factori vasculite, ce unele medicamente psihedelice pot produce simptome temporare asemănătoare tinnitusului ca efect secundar, 5-MeO-DET, nu știu exact ce substanță e asta, ce... Așa, dizopropiltriptamina, sevraj de benzodiazepine, hiper sau hipotensiune intracraniană cauzată, de exemplu, de encefalită sau de o scurgere de lichid cefalorahidian. Tinnitus obiectiv. Deci, tinnitus obiectiv poate fi detectat de alte persoane, da, adică se aude, e ceva care se aude obiectiv, și este uneori cauzat de o zvâcnire involuntară a unui mușchi sau unui grup de mușchi, denumirea medicală mioclon, sau de o afecțiune vasculară. În unele cazuri, tinnitusul este generat de spasme musculare din jurul urechii medii. Emisiile otoacustice spontane, care sunt tonuri slabe de înaltă frecvență, ce sunt produse în urechea internă și pot fi măsurate în canalul urechii cu un microfon sensibil, pot provoca de asemenea tinnitus. Aproximativ 8% dintre cei cu SOAE, deci emisii otoacustice spontane, și tinnitus au acufene legate de SOAE, în timp ce procentul tuturor cazurilor de tinnitus cauzate de SOAE este estimat la aproximativ 4%. Tinnitusul pulsatil, deci auzi ca o pulsație, da? Unii oameni experimentează un sunet care bate, ca o bătaie, da? Bate în timp cu pulsul lor, cunoscut sub numele de tinnitus pulsatil sau tinnitus vascular. Tinnitus pulsatil este de obicei obiectiv, rezultând din fluxul de sânge alterat, tulburența sanguină crescută în apropierea urechii, cum ar fi ateroscleroza sau zumzetul venos, dar poate apărea și ca fenomen subiectiv dintr-o conștientizare crescută a sângelui ce curge în ureche. Rareori, tinnitusul pulsatil poate fi un simptom al unor afecțiuni care pot pune viața în pericol, cum ar fi anevrismul arteriei carotide sau disecția arteriei carotide. Tinnitusul pulsatil poate indica de asemenea vasculită sau mai precis arterita cu celule gigantice. Tinnitusul pulsatil poate fi de asemenea un indiciu al hipertensiunii intracraniene idiopatice. Tinnitusul pulsatil poate fi un simptom al anomaliilor vasculare intracraniene
ce ar trebui evaluat pentru zgomote neregulate ale fluxului sanguin. Fiziopatologia poate fi cauzată de creșterea activității neuronale în trunchiul cerebral auditiv, unde creierul procesează sunetele, determinând unele celule nervoase auditive să devină supraexcitate. Baza acestei teorii este că mulți din cei cu tinnitus au și pierderea auzului. Așa, un citat. În general, suntem de acord că tinnitusul rezultă dintr-un anumit tip de schimbare, fie mentală sau fizică, care nu este neapărat legată de auz. Când auzim, sunetul ajunge în ureche și apoi nervii auditivi preiau semnalele către creier. Creierul este apoi responsabil pentru a pune totul împreună și a da sens sunetului. Pentru că urechile nu știu ce este important și ce nu, trimit o mulțime de informații către creier. Acestea sunt prea multe informații pentru ca noi să le procesăm, așa că creierul filtrează o mulțime de activitate, da, sonoră și sunetul de fundal inutile, da, realizează o filtrare, cum ar fi ticăitul ceasurilor sau zgomotul din trafic. Dar există o schimbare în sistem, de exemplu o pierdere a auzului sau infecția urechii, cantitatea de informații trimise către creier se modifică. Da? Creierul răspunde apoi la această schimbare a nivelurilor, încercând să obțină mai multe informații de la ureche, iar informația suplimentare pe care le puteți obține este sunetul pe care îl numim tinnitus. Deci poate că încearcă să amplifice, da, informațiile, dacă sunt prea slabe sau astea, și atunci apare sunetul ăsta subliminal, pe care nu l-auzi în mod normal, este amplificat și el. Prin urmare, tinnitusul este de fapt activitate cerebrală și nu urechea în sine. În unele cazuri, da? În general, este acceptat că nu este doar o modificare a urechii care poate duce la tinnitus, ci s-ar putea datora unei modificări a nivelului nostru de stres. De exemplu, tinnitusul fiind observat după perioade de stres semnificativ, o schimbare în circumstanțe de viață sau bunăstare generală. Oamenii spun adesea că sunt conștienți de zgomotele din ureche atunci când au o răceală, o infecție a urechii sau ceară care le blochează urechea. Uneori oamenii devin conștienți de tinnitus în urma unui eveniment cu adevărat stresant, odată ce sunt conștienți de el, par să-l observe din ce în ce mai mult, dar acest lucru dispare de obicei odată ce aceste lucruri au trecut, deci când stresul dispare. Cu toate acestea, unii oameni continuă să observe tinnitusul, de exemplu, după ce o infecție a dispărut. Din fericire, tinnitusul este rareori un indiciu al unei tulburări grave și un medic va putea verifica acest lucru pentru tine. Da, deci asta traducere de pe, aveți aici sursa, da? Deci da, e interesantă legătura asta cu procesarea craniană, cu stresul, da? Deci am avut parte de mult stres, da? La viața mea, cu siguranță toți avem parte de stres, da? Diagnosticarea, deci diagnosticul de tinnitus se bazează de obicei pe descrierea persoanei. Cum descrie persoana ce aude, da? Este în mod obișnuit susținut de o audiogramă, un examen otolaringologic și un examen neurologic. Gradul de interferență cu viața unei persoane poate fi cuantificat cu chestionare. Da, adică, bun, te duci la medic, otolaringologie, te pune să descrii, încearcă să audă, să vadă, îți face o audiogramă, da, să, cum auzi, dacă ți-a afectat auzul. Probabil că încearcă și să vadă dacă este vorba de un zgomot intern, depinde care ce aparaturi au, da? Deci ar putea să-ți spună un microfon sensibil sau ceva, să vadă dacă într-adevăr se aude ceva sau nu. Și un examen neurologic, da? Otolaringologie, gât, nas, ureche,
Da, sau dacă prezinți și alte simptome sau este vreo infecție, este ceva de genul acesta. Așa, gradul de interferență la viața unei persoane poate fi cuantificat cu chestionare, deci se poate da un chestionar în care să încerce să vadă în ce grad ți afectează viața acest tinnitus, funcționarea ta normală. Uneori oamenii devin conștienți de tinnitus în urma unui eveniment cu adevărat stresant și odată ce sunt conștienți de el, par să-l observe din ce în ce mai mult, dar acest lucru dispare de obicei după ce aceste lucruri au trecut. Cu toate acestea, unii oameni continuă să observe tinnitusul, de exemplu, după ce infecția a dispărut. Din fericire, tinnitusul este rareori un indiciu al unei tulburări grave și un medic va putea verifica acest lucru pentru tine. Asta cred că am repetat aici, nu? Okay. Dacă sunt găsite anumite probleme, poate fi efectuată imagistica medicală, cum ar fi imagistica prin rezonanță magnetică, RMN. Alte teste sunt potrivite atunci când tinnitusul apare cu același ritm ca și bătăile inimii. Da? Deci la mine era clar că mi-aud pulsul, da? În urechea dreaptă. Deci m-am speriat numai să nu am ceva probleme cu sanguine, cu vasele de sânge, ceva așa. Rareori sunetul poate fi auzit de altcineva folosind un stetoscop, caz în care este cunoscut sub numele de tinnitus obiectiv. Da. Deci poți, dacă ai un stetoscop acasă, dacă auzi ceva pe lângă ureche. Ocazional, emisiile otoacustice spontane, sunete produse în mod normal de urechea internă, pot duce la tinnitus. Tinnitus afectează cam 10-15% dintre oameni, aproximativ o treime dintre nord-americanii de peste 55 de ani suferă de tinnitus. Deci o treime din nord-americanii de peste 55 de ani. Da? Destul de mult. Da? Eu am 54, nu sunt nord-american, dar acolo. Deci cam așa, cam în ultimul an, maxim 2 ani, am început să din ce mi-amintesc, să-l aud mai pregnant. Da? Deci probabil că asta e o vârstă la care începi să auzi mai bine sunetele interne. Tinnitusul afectează o treime dintre adulți la un moment dat în viața lor, în timp ce 10 până la 15% sunt suficient de tulburați pentru a solicita o evaluare medicală. Tinnitusul este considerat de obicei un simptom al vârstei adulte și este adesea trecut cu vederea la copii. Copiii cu hipoacuzie au incidență, adică aud mai slab, da? Au incidență mare a tinnitusului chiar dacă nu exprimă afecțiunea sau efectul acesteia asupra vieții lor. Copiii nu raportează în general tinnitus în mod spontan și plângerile lor pot să nu fie luate în serios. Printre acei copii care se plâng de tinnitus, există o probabilitate crescută de patologie otologică sau neurologică asociată, cum ar fi migrena, boala Meniere juvenilă sau otita medie supurată cronică. Prevalența sa raportată variază de la 12% la 36% la copiii cu praguri normale de auz și până la 66% la copiii cu hipoacuzie, și s-a raportat că aproximativ 3-10% dintre copii sunt tulburați de tinnitus. Da? Deci este, vedem și la copii, da? Și important, da, poate marca clar, poate constitui un diagnostic, da? Deci e bine să fiți foarte atenți la copii când raportează tinnitus, da? Să duceți la un control medical. Tratament. Prevenirea presupune evitarea expunerii la zgomot puternic pentru perioade mai lungi sau cronice. Dacă există o cauză subiacentă, tratarea acesteia poate duce la îmbunătățiri. În caz contrar, de obicei, managementul implică psihoeducație sau consiliere. Generatoarele de sunet sau aparatele auditive pot ajuta în sensul în care ele reduc sau maschează zgomotul, făcând tinnitusul mai puțin perceptibil, mai suportabil. Deci poți să spui căști cu muzică în urechi și
Vorba aia, să adormi. Într-un timp, știu că am folosit și eu, îmi puneam muzică. Aveam, oameni de probleme cu somnul, puneam căștile, o muzică de meditație, de relaxare și atunci n-auzi nici tinnitusul dacă nu e foarte puternic. Iar niciun medicament nu poate viza în mod direct tinnitusul, da? Deci e de reținut. Niciun medicament nu poate viza în mod direct tinnitusul, care este un efect. Medicamentele trebuie să vizeze cauzele care produc acest efect. Altfel s-ar trata simptomul, nu și cauza, fără efect pe termen lung, fără eficiență, cauza netratată putând evolua într-o formă mai gravă în timp. 45% dintre persoanele cu tinnitus au o tulburare de anxietate la un moment dat în viață. Cercetările psihologice s-au concentrat pe reacția de suferință a tinnitusului, TDR, pentru a explica diferențele de severitate a tinnitusului. Aceste constatări sugerează că, printre acești oameni, condiționarea la percepția inițială a tinnitusului a legat tinnitusul cu emoții negative, cum ar fi frica și anxietatea, de la stimuli neplăcuți la momentul respectiv. E normal că devii anxios când îți auzi pulsul dintr-o dată în ureche sau auzi niște zgomote, nu? Ei, devii automat un pic anxios. Acest lucru crește activitatea în sistemul limbic și sistemul nervos autonom, crescând astfel conștientizarea și supărarea. Îngrijorare, da? Îngrijorare și supărare. Ești supărat, poți fi supărat, da? Interferează cu activitatea ta, nu poți să dormi, nu poți să te odihnești. Da? Este de înțeles faptul că tratamentul tinnitusului trebuie făcut abia după o diagnosticare corectă și amănunțită. Da? Deci nu luați orice medicamente, tratamente sau... Cauzele posibile sunt multiple și ele trebuie investigate minuțios de către medici specialiști ORL, da? Otorinolaringologie. Deci trebuie văzut dacă nu aveți cumva, da, o problemă organică, fiziologică, o infecție, o... ceva de genul, da? Atunci aia trebuie tratată. În cazul în care tinnitusul este însoțit de scăderea auzului, hipoacuzia, aruncă o privire și pe acest articol medical, da? Deci ai un articol aici ajutător. Îți dau un click pe el. Deci aici am descris fenomenul mai recent, da? În acea timp, după ce am scris acest articol, am avut un fel de tinnitus cum n-am avut niciodată până acum. Îmi auzeam pulsul în urechea dreaptă, un sunet cu tonalitate joasă, înfundat cumva, nu foarte tare, dar deranjant, mai ales în liniște. Adică l-auzeam clar, nu? Auzea clar, dar nu era... Am putut să dorm, de exemplu, nu mi-a interferat cu somnul, nu? Am efectuat proba cu frecatul degetelor, unul altul lângă ureche, să dacă mi-e înfundată urechea, nu părea înfundată, auzeam bine zgomotul produs de frecatul degetelor, deci cam la fel era la ambele urechi. Asta m-a mirat și cumva mi-a mărit anxietatea, am zis, opa, asta că ceva nu e normal, că nu e înfundată urechea, am zis, sigur, e înfundată urechea, da? M-a ținut 2 zile până m-am spălat, nu știu, pe cap și n-am spălat bine, n-am foarte bine urechea, m-am repetat cu săpun și jetul de apă caldă de la duș și ulterior a dispărut după ce m-am spălat pe cap și ăsta a dispărut și acel zgomot. Dar, repet, acea pară de duș cu mai multe poziții în care poți să o fixezi pe jet, da? Nu foarte tare jetul, dar concentrează jetul în ureche, da? Și îl țineți în ureche, dați bine cu săpun, apăsați pe ureche, da, săpunul ăla să pătrundă bine, să se disipe bine acolo în ureche, după aceea țineți para, iară, cătiți, după aceea iară, dați cu săpun, cred că de vreo 10 ore am făcut și a fost ok. Așa, deci a dispărut acel tinnitus, acea sub forma modul în care mi-auzeam pulsul, da?
dar tinnitusul sub forma unei țiuii de frecvență înaltă persistă în continuare și nu pare localizat la vreuna din urechi. Este ca și cum îl aud în cap, nu-l pot localiza, da? Seara pare mai pronunțat, asta am sesizat. Probabil că depinde și de oboseală, probabil și de tensiunea, da? Cum și stau mult pe scaun și asta poate fi o problemă la mine, stau mult pe scaun, ar trebui să schimb și acest scaun, că n-am o poziție prea bună aici. Adevărul e că asta cam simt cervical aici, spatele, ceafa, deci poate să fie la mine și din cauza asta, da? Deci simt tensiune după ce stau mult timp pe scaun. Deci nu are legătură cu înfundarea urechilor, oricât de bine m-aș spăla, nu dispare și este exact același sunet pe care în urmă cu mulți ani îl percepeam doar când îmi astopam urechile și stăteam în liniște profundă. Deci țin minte că atunci mă chinuiam, am chinuit mult să disting, să-l aud, știi, da? A unii de la yoga de atunci, imediat au zis că-l aud, ăsta eu nu. L-am auzit destul de greu, dar interesant, după ce-l auzi, după ce-l percepi, într-adevăr, probabil că e și ceva psihologic, ceva. După ce-l auzi odată, e ca și cum știi ce să identifici, deci probabil că ține ceva și de această selecție, da, cum se spunea în articolul la un moment dat, că într-adevăr, după ce l-a identificat, o trecut infecția, poți să-l auzi în continuare. Dar e ca și cum s-a dezvoltat, nu știu, o capacitate sau filtru acela care până atunci probabil că era filtrat, după ce l-a zis prima dată, cum a vrut să-l auzi în continuare sau ceva de genul, nu-l mai filtrează creierul. Deci poate fi și un astfel de. În orice caz, prin yoga, prin metode, prin asta, el poți să-l auzi conștient, să-l auzi tot mai bine, mai tare, mai clar și aceste sunete interne. Ok, aici se încheie acest articol, sper să vă fie util, da? Ești de reținut că poate fi simptom, deci este cazul de control, prima dată desfundați bine urechile, da? Și dacă persistă, atunci e bine să mergeți la un control, da? Să nu fie, Doamne feri, vreo problemă cea care se poate agrava. De asemenea, la copii, ați văzut, poate fi la fel un simptom, deci verificați dacă aud bine, da? Spălați-i bine pe urechi, dacă aud în continuare, la fel indicat un control medical. Aveți aici surse, da, din care am luat citate și asta. Deci poți downloada acest articol în format PDF, am încărcat pe SlideShare și pe PDF, sau de la semnul de agrafă de mai jos, acesta este semnul aici, da, puteți downloada direct cu un click aici. Pe SlideShare și cu PDF o să găsiți o grămadă de PDF-uri de la articolele mele, da, le încarc acolo, să poată fi downloadate. Puteți face, da, o bibliotecă virtuală, da, să le aveți la îndemână oricând, să nu mai căutați pe internet, platforma mea, nu, oare unde e articolul ăla, că sunt zeci de articole. Da, îl dați. Aveți undeva într-un fișier separat și rapid puteți găsi articolul ăsta care, să zicem, în subiecte, teme care vă interesează și vă sunt utile. Ok, pe această platformă Patreon, da, pe care am publicat și am citit aici, poți sprijini sponsorizând activitatea mea ocazional cu ce sumă vrei sau devenind membru cu membership lunar și având astfel acces apoi la materiale bonus accesibile doar sponsorilor, da? Pe platforma Patreon se spune patroni, da? Cei care patronează, creatorii care publică pe Patreon. Membership-ul este o investiție în dezvoltarea ta personală, nu doar o simplă sponsorizare. Investește în dezvoltarea ta. Da? Deci, am hotărât pentru, deci exact aceleași articole le postez și pe platforma Patreon și pe Buy Me a Coffee.
ca siguranță, da? În vremurile astea tulburi, oricând se poate întâmpla cu ceva cu una din platforme, dacă se întâmplă cu una, să reziste cealaltă, să rămână, da? Asta e o chestie. Deci sunt la fel nivelurile de care le-am pus de sponsorizare, cu $5, $10, sunt la fel, bonusurile sunt la fel. În fel, acum urmează zile viitoare, dau drumul și la membership-ul de pe canalul meu YouTube, acolo la fel, nivelul de 20 de lei care acolo va corespunde cu cel de $5 de pe aceste platforme și merg cu toți vor primi, da, multe bonusuri, vor primi articole și materiale video gratuit adresate numai membrilor, sponsori, patronilor mei, da, care vor fi de un nivel calitativ mai ridicat, mai detaliat și subiecte, metode, tehnici, spirituale, deci direcția pe care merg este dezvoltare personală spirituală. Sunt multe lucruri care efectiv nu prea se pot pune așa la public, da? Ele vor fi, se vor adresa membrilor, patronilor, sponsorilor, da? Cu care o ține și legătura, vă crea și un grup Facebook special pentru membership, da? Vor fi și webinarii și live-uri și workshop-uri, o activitate mai complexă, da? Deci este vorba, adevăr, și de dezvoltarea ta spirituală. În continuare am să public și articole și materiale video gratuit, cum este acesta, care va rămâne, da, gratuit, articole informative, articole utile, benefice, da? Deci, deci ar fi partea de sponsorizare, am nevoie de sponsorizare, de monetizare ca să pot păstra, da, și să pot în continuare crea și da tuturor și astfel de articole și videouri informative, benefice, utile tuturor. Ok, închei aici, vă mulțumesc. Deci nu uitați, oricine poate intra pe aceste articole care sunt publicate în mod public, da? Și să downloadați și PDF-ul, să-l aveți la îndemână, da? Ok, vă mulțumesc pentru atenție, vă felicit, da? Pe cei care ați ajuns, ați avut răbdarea, da? Și interesul să ascultați lecturarea până la capăt, la sfârșit, da? Vă felicit, într-adevăr, este un efort, este un efort îndreptat pe dezvoltarea ta spirituală, da? Deci, meriți felicitări. Ok, mulțumesc încă o dată și vă doresc să aveți în continuare o zi minunată.